Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Să știți că ziua de joi este plină cu emoții, este o zi extraordinar de pozitivă, extraordinar de frumoasă pentru toate semnele zodiacale și să știți că este o zi în care cu toții ne vom concentra mai mult pe sufletul nostru, pe casă, pe familie, pe viața privată. Este o zi în care, în egală măsură, putem să aflăm și secrete, putem să avem tot felul de conștientizări, care mai de care mai frumoase. Și tot ziua aceasta de joi este foarte bună să ne concentrăm mult pe trecut, să scoatem de acolo ce e rău, să scoatem la suprafață, să eliminăm. Poate să fie și o zi de joi bună pe bani, pe abundență. Cumva este o zi în care ne vin bani, dăm bani la rândul nostru, ne simțim apreciați, ne simțim bine. Energiile generale, avem judecata și justiția. Este clar că în această zi de joi se poate face dreptate. Putem să ne revedem cu persoane dragi nouă sau putem să aflăm niște informații pe care le-am amânat. Da? Am amânat să aflăm ceva, am amânat să luăm o decizie, am amânat să rezolvăm o problemă și acum este momentul oportun. Este o zi, repet, cu o încărcătură foarte mare din punct de vedere emoțional. Suntem într-o perioadă în care pe cer cel puțin sunt foarte multe marcaje pe apă, pe pământ, deci cumva ni se cere să găsim așa un echilibru între planul fizic, planul spiritual, între emoții și partea practică. Așa că, dragilor, ziua de joi este în mare parte despre emoții, despre visare, despre echilibru, despre acel moment în care putem să luăm niște decizii importante pentru sufletelul nostru. Da, vă fac anunțul că au apărut toate filmările pentru luna noiembrie, deci vă invit cu drag acolo să vedeți. Aveți părțile generale în care discutăm partea de astrologie, partea de tarot, vedem arhanghelul care te ajută, culorile importante, numerele importante și la partea bonus discutăm despre dragoste, despre bani, carieră, tot la partea bonus discutăm și despre zile bune, zile mai puțin bune, îți spun acolo tot ce dorești să afli și de asemenea tot acolo îți răspund și la o întrebare, vedem și surpriza pentru noiembrie și chiar te rog să-mi scrii în comentarii dacă ai apucat să actualizezi sau să instalezi aplicația Tarot by AI. Acolo, așa cum ai văzut, am introdus funcții noi în care fiecare zi ți se va comunica numărul norocos pentru tine, dar și culoarea norocoasă pentru tine, pentru cel care ai cont acolo. De asemenea, am introdus un nou tip de citire, se numește citire viitor, cea în care mă vedeați și mă auzeați. Acolo e citire personalizată, e altceva. Acolo citirea pentru viitor este folosit un tarot nou. Încă lucrez la el. Pozele pe care le vedeți acolo nu sunt finalizate, da? Încă mai e de lucru, însă și așa a fost situația că a fost nevoie să-i dau drumul pe repede înainte. Vor apărea poze și mai drăguțe, vor apărea și explicații mai amănunțite. Acolo citirea pentru viitor sună așa, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Câte o carte pentru fiecare și ai momentan nelimitat acces. Da, poți să faci câte citiri vrei tu de fiecare dată când ai nevoie de o ghidare. Momentan este o explicație scurtă pentru fiecare carte, dar exact la obiect ce te interesează, că nu cred că vrei să stai să citești romane. În tarotul pe care o să-l scot, da, nu este un tarot cu care sunteți voi obișnuiți, e diferit, o să vă povestesc, da, cum a apărut toată situația și ce s-a întâmplat, dar până atunci, da, vă aștept cu drag acolo, măcar să-mi dați o părere, să vedeți dacă vă place, dacă nu vă place, e gratuit. Cei care aveți iPhone, momentan nu puteți instala, că cei de la iPhone tot nu vor să o accepte, deci nu știu, na, e ciudat, da, e ciudat. Eu am zis că, nu știu, cred că au un robot acolo care ia decizii, pentru că altfel nu pot să-mi explic. Da, nu pot să-mi explic. Bun, cam atât în mare parte și vă reamintesc și de concursul la care vă puteți înscrie. Și după ce vă înscrieți la concurs, da, aveți șansa să câștigați acest pachet de tarot. Până pe 8 noiembrie te poți înscrie. Pe 9 noiembrie, săptămâna viitoare, voi anunța câștigătorul sau câștigătoarea. Repet, înscrierea se face pe paginile mele oficiale, pagina oficială Cristina Zurba, Tarot și Astrologie, pagina de Facebook
Iar pagina de Instagram este doar Cristina Zurpa, dar pe Instagram o să vă dați seama sigur pentru că sunt doar postări de astrologie. E postarea aia cu energia zilei, de care se ocupă asistenta mea de toată povestea asta. Aveți reels-uri, aveți, deci nu aveți cum să confundați și vă rog, nu mai dați mesaje pe pagina personală să vă trimit pachetul cadou, că v-am explicat, este un concurs la care toată lumea participă, toată lumea este normal să aibă o șansă egală, dar nu pot să favorizez pe nimeni. Asta este, că oricum câștigătorul, da, îl voi alege împreună cu asistenta mea printr-un program random, adică nu așa după față, da, cum arată omul. Și mi-a scris că sunteți nenorocoși, da, sau că nu sunteți norocoși. Ei, nu se știe, nu se știe, da? Iepurele sare de acolo de unde te aștepți mai puțin. Gata, hai că am vorbit prea mult, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie în ziua de joi, pentru că e cu foarte mari emoții pentru fiecare în parte. Zodia Berbec. Dragi berbeci, o zi în care casa și familia sunt importante pentru voi, de asemenea este o zi în care sunteți foarte emoționali, chiar, nu știu, visați ceva în noaptea aia de miercuri de joi sau joi dimineață, se întâmplă ceva interesant și de asemenea foarte mulți berbeci poate aveți niște cheltuieli de făcut pentru casă, în sensul că, nu știu, aveți de cumpărat mâncare sau ceva important pentru casă. Alții reușiți să rezolvați niște chestiuni importante privind viața privată în ziua de joi. Dar nu uitați că este o zi cu foarte mari emoții pentru voi și chiar o zi bună, aș putea să spun. Este o zi bună așa pentru toată lumea. Bun. Îndrăgostiții, steaua, wow, dragi berbeci, o legătură cu zodia vărsător, zodia gemeni, deci o zi cu decizii importante și este o zi în care apare acea lumină de la capătul tunelului pentru sufletul tău. Roata destinului, uite, reușești să rezolvi ceva, ai un noroc, uite, că vorbeam de noroc înainte de zodia ta, ia, te-ai înscris la concurs sau nu te-ai înscris? Mergi, te înscrie că e absolut gratuit, e foarte simplă înscrierea, găsiți acolo toate informațiile pe paginile oficiale. Da? E un noroc, e o bucurie, poate e ceva legat de persoana iubită, de un copil, de o pasiune pe care tu o ai. Asul de monede, o dovadă fizică pe care o primești, o veste bună care apare în viața ta. Ceva se stabilizează, ceva începe să arate altfel. Este o veste bună legată de un nou început, de un copil, de o persoană dragă ție. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este o zi în care intrați în contact cu rudele, cu anturajul, cu vecinii, cu persoanele dragi vouă și de asemenea este o zi foarte bună pentru tine în relația cu prietenii, o zi foarte bună să-ți rezolvi niște chestiuni importante legate de drumuri, legate de vecini și cu siguranță unii Tauri undeva joi seara puteți să aveți o relație foarte frumoasă cu partenerul de viață sau o relație foarte frumoasă cu un prieten, vă întâlniți cu un prieten sau aveți o discuție, primiți o veste bună, dacă ești un Taur singur, este o zi bună de întâlniri, deci tot înainte, discută cu cineva, trimite mesaje, o zi în care poate Taurii vor vorbi foarte mult, se rezolvă tot felul de lucruri, poate legate de acte, poate legate de relațiile cu oamenii din jurul tău. Dacă vrei, poate să fie o zi magică, însă nu uita că intuiția este cheia pentru toată lumea în luna noiembrie. Da? Simțurile, tot ceea ce ține de zona asta. Doi de spade, cinci de bâte. Este o agitație aici. Da? Despre care tu nu prea vrei să vorbești sau poate să fie un moment pentru alți Tauri în care pur și simplu rămâneți fără cuvinte pentru că lucrurile se desfășoară extraordinar de rapid în jurul vostru. Și normal că nouă Taurilor nu ne place chestia asta, nouă ne place așa încet, sigur, să știm noi să avem controlul. E, în perioada asta se cam dizolvă controlul, dragi Tauri. Nu, eu râd, dar nu e râsul meu, că și eu tot Taur sunt. Pierdem controlul, dragi Tauri, și nu ne place. Ei, regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Uite, dacă vrei, poate să fie o zi în care începi să vezi lucrurile mai clar, dar poți să primești și un sfat foarte bun din partea unei prietene, din partea unei persoane, dragi ție. Primești o veste clarificatoare, aș spune eu.
Apoi, avem 7 de bâte pentru tine, 7 de bâte care poate să însemne și un moment în care încerci să-ți urmărești propriul interes, e ca și cum îți recapeți încrederea în tine și cu siguranță vei reuși, da, să rezolvi o situație. Unii tauri posibil să aveți niște reacții mai ciudate în ziua de joi, pot fi chestiuni legate de trecutul vostru sau ceva ce se repetă. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi este o zi bună pe bani. În primul rând, de dimineață vă treziți cu o mai mare încredere în voi, primiți poate o veste bună legată de un șef sau legată de o persoană dragă vouă, iar undeva spre seară, cu siguranță, sunteți foarte mult apreciați pentru ceea ce faceți sau primiți bani de la muncă, primiți cuvinte frumoase din partea celorlalți și văd aici că tot joi intri în contact cu o persoană din trecutul tău. Poate printr-un apel, printr-o întâlnire, un mesaj pe care îl primești. Este fie un fost colaborator, un fost client, fie este vorba despre un fost șef sau o persoană importantă. Reiei acolo legătura și reușești să rezolvi o situație. Da, ești grăbit, 5 de cupe, temperanța. E ca și cum încerci aici și să-ți vindeci rănile, încerci să faci ca lucrurile să fie mult mai bune. 9 de bâte, 5 de cupe. Deci e ca și cum ai obosit. Ți-e teamă. Temperanța zice despre o legătură cu un săgetător, dar aici tare tind eu să cred că este energia asta de vindecare, de echilibru. Încerci să te echilibrezi, încerci să te împarți într-un mod egal. 10 de cupe. Casa și familia se pare că au un rol important pentru tine în ziua de joi, dar văd aici și un ideal care poate să devină realitate. Puterea apare ca o provocare pentru tine astăzi, dar poți să ai legătură și cu un leu, însă atenție, este important aici să ai curaj, da? Să ai curaj. Eu vă zic zodiile de la cărți că știu că pentru unii contează, da? De asta tot și uneori uit. E ceva ce te surprinde, da? E ca și cum una albă, una neagră. Dumnezeu îți ia pe o parte, îți dă pe cealaltă parte, cum s-ar spune. Zodia Rac. Dragi raci, sunteți în centrul atenției astăzi, de dimineață vă treziți cu o foarte mare încredere în voi și de asemenea, undeva joi spre seară, este un moment bun să te vezi cu persoana iubită, să stai cu un copil, să mergi la cumpărături, să faci niște activități foarte dragi sufletului tău și tot joi seara cu siguranță ieși undeva într-un grup mai mare de oameni sau reiei legătura cu un fost coleg de la muncă, reiei legătura cu un fost colaborator și cu siguranță unii raci reușiți să petreceți o seară de joi foarte frumoasă. Dar vedeți voi, este o zi în care aveți foarte multă intuiție și este o zi în care veți da dovadă de o sensibilitate foarte mare. Poate chiar vă recăpătați încrederea în voi că sunteți în apele voastre, sunteți în energia voastră. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi, care sunt mesajele. Ce trebuie să știți? Nebunul 5 de spade. O surpriză pe care o ai în legătură cu o nedreptate, în legătură cu un compromis, poate să fie și un fel de ceartă, da? Vedeți că atunci când sunt foarte mari emoții, oamenii mai izbucnesc, na. Acum prin Scorpion mai e și Marte, mai sunt și pe alte planete, da? Și Neptun e în pești, dar voiam să spun de Saturn, care și el este considerat un malefic. Deci acum, na, e de bine cât e de bine. E ca și cum sunteți treziți la realitate, privind o decizie. Da? Unii raci, posibil voi să reacționați așa. 5 de cupe, deci un moment în care, uite, parcă te uiți spre partea goală a paharului. Poate să fie și o zi în care ți se cere să lași trecutul în urmă. Pentru că din ce văd eu aici, te obosește. Da, te obosește gândul că o persoană te-a rănit, te obosește gândul la fosta iubire, fosta relație. Ultima carte, temperanța, o conexiune cu zodia săgetător, dar și o zi în care reușești să echilibrezi ceva anume. Reușești să te vindeci și cu siguranță reușești să găsești o soluție potrivită la situația ta. E o situație duală aici. Poate e ceva legat de dragoste, de o decizie importantă sau este ceva legat de zona medicală sau de un șef pentru unii raci.
Zodia Leu. Dragi lei, cum să vă spun eu vouă, somn ușor, da? Nu știu, la mine e vremea de ploaie, deci dacă e și la voi și dacă vă puteți odihni tot înainte, pentru că o să vă odihniți cât pentru toată luna noiembrie. Da, în primul rând, noaptea aia de miercuri spre joi, fie dor profund, fie dacă e și ceva stulbură somnul, vezi că posibil să-ți dai seama că are legătură cu rutina zilnică, are legătură cu sănătatea, are legătură cu munca. Deci vezi, las-o mai moale. Undeva joi seara este un moment foarte bun pentru tine să stai acasă, să te vezi cu persoanele dragi ție și cu siguranță undeva joi seara veți fi prinși pe niște activități, atât din punct de vedere personal cât și profesional. Și cu siguranță mulți lei parcă lucrați acolo în secret la ceva sau aveți ceva de terminat, aveți ceva de finalizat. Ceva plăcut pentru voi se întâmplă. Bineînțeles că este o zi de joi destul de aglomerată, aș zice eu, nu-i neapărat negativă, dar nici nu exagerați. Da? Nu exagerați, că din weekend toată lumea e a voastră. Da? Până atunci, stați puțin liniștiți că nu știți ce se poate întâmpla. 7 de cupe, nebunul. Uite, multe iluzii. Poate să fie și o zi în care visezi frumos cu ochii deschiși, poate te simți bine în casa ta, te simți bine în pielea ta, în situația în care ești. Dar văd aici și o surpriză pe care urmează să o ai. Un final și un nou început, mai văd, pentru unii dintre voi. Apoi avem steaua, o legătură cu zodia vărsător, dar și o veste bună care apare. Este o zi în care apare pentru tine acea lumină de la capătul tunelului și cum să spun eu, e un moment în care ești autentic, ești sincer, faci tot ceea ce îți place. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. O zi în care începeți să vedeți lucrurile mai clar. Dragii lei, este o zi în care puteți să intrați în contact cu o persoană pe care o considerați inamic. Poate e un apel, un e-mail, poate e ceva legat de o companie sau este ceva legat de un șef, o instituție pentru alți lei. E un blocaj aici, e o situație. Tu aștepți o hotărâre, dar că știi cum e? Dacă ești deschis în fața schimbărilor, e ok, da? Rezolvi situația. Doar că fii puțin atent pe partea aceasta de iluzii. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, o zi în care intrați în contact cu foarte mulți prieteni, o zi în care sunteți foarte mult concentrați pe partea aceasta de viitor, visați frumos cu ochii deschiși, undeva de joi dimineață fie primești o veste de la o persoană, fie se rezolvă ceva foarte important legat de niște acte sau îți vine ție o idee. Poți să cunoști pe cineva în noaptea aia de miercuri spre joi și vă spun asta pentru că unii poate lucrați noaptea sau alții poate, știu eu, locuiți în altă țară și atunci aveți alt program la muncă sau aveți alt fusorar. Da? Bun, apoi, joi seara e un moment foarte bun să te vezi cu persoana iubită, să cunoști pe cineva, să ieși cu prietenii, să ai niște discuții interesante și vezi că o rudă sau cineva din jurul tău îți poate lumina mintea, un prieten te poate salva, cineva te poate ajuta să îți clarifici o anumită situație. Na, ți-am spus că săptămâna asta înveți niște lucruri cu sau fără voia ta. Ideea este deschis. Șase de monede. Roata destinului. Bun. Ceva se hotărăște. Ai un noroc aici legat de o sumă de bani, un cadou pe care îl primești, o bucurie pe care o ai și este ceva legat de o așteptare mai mare. Da? Mai mare. Apoi avem 4 de cupe, deci ceva nu îți place, ceva nu îți convine, ceva ți se pare ciudat în această zi de joi. Poate să fie și un moment în care, așa cum ți-am mai spus și în previziunile pentru săptămâna asta, parcă nu ești deschis în fața unor schimbări, în fața unor lucruri frumoase. Regina de monede, ultimul mesaj, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, este o zi în care tu reușești să-ți recapeți încrederea, să-ți recapeți puterea și este un moment în care, uite, e bine să te sfătuiești cu cineva. Unii poate aveți legătură cu o persoană dragă vouă, aflați niște vești bune legate de un copil, legate de persoana iubită. Deci ceva se rezolvă, poate e o chestiune legată de bani. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi
În primul rând, discutăm despre o zi în care sunteți în centrul atenției și vedeți voi, soluția vine pentru voi în perioada asta tensionată prin a vă asuma o responsabilitate. Da? Prin a vă asuma. Acum, de dimineață, poate sunteți prinși pe muncă, sunteți prinși pe tot felul de lucruri, undeva spre seară primiți bani, poate dați bani la rândul vostru, sunteți apreciați pentru ceea ce faceți și vedeți că undeva joi seara aveți foarte multe lucruri de făcut. Pentru unii se pot relua niște discuții privind niște acte, o bancă, o moștenire, o sumă de bani, o împărțire de bunuri, deci toată zona asta se poate activa. Dar e de bine, e de bine, dragi balanțe. Puteți să rezolvați ceva, doar că știți cum sunt niște responsabilități pe care le veți simți destul de puternic. Acum, na, trebuie să le asumați, adică trebuie să vi le asumați, că n-aveți cum altfel. Da? Nu aveți cum altfel. Sau să discutăm noi mai multe vineri. Hai să vedem, dragi balanțe, ce zice tarotul, ce trebuie tu să știi. Turnul, wow, 8 de spade, un blocaj, dragi balanțe, uite, supărare, nici nu vreau să mă bag în energiile astea. Pajul de spade, multă curiozitate, spionaj, mesaje, ceartă, turnul reprezintă o rupere, poate e o izbucnire, da? În sfârșit zici una și bună. Turnul reprezintă o eliberare din punctul meu de vedere, mai ales din acest blocaj. Vezi că este un blocaj la nivel mental, nu e neapărat ceva fizic. 9 de monede, niște bani pe care îi primești sau bani pe care îi dai, dar văd că tu reușești să-ți recapeți încrederea în tine, te simți mult mai bine. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, bineînțeles că este o zi de joi în care planul material are un rol important pentru tine și așa cum spuneam, unii reușiți să rezolvați ceva legat de o sumă de bani, ceva legat de o noutate plăcută. Este o situație în privința căreia tu nu prea ai mai discutat și acum în sfârșit găsești soluția. E cu o oarecare agitație acolo, dar acum, na, dragi balanțe, ce să facem? Suntem pe un teren minat. Voi trebuie să fiți atenți în noiembrie pe muncă, în mod special. Da? Pe muncă, când zic muncă, nu mă refer doar la muncă și ce faci tu în viața privată, tot ce ține de planul fizic. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, e o zi în care aveți foarte multă intuiție și uitați că în perioada asta cam pe acolo e salvare. Da? De acolo vine salvarea. Undeva de dimineață intri în contact cu un copil, cu o persoană dragă ție sau cine știe, ai o intuiție foarte bună. Faci niște activități care îți plac. Undeva joi seara ai o foarte mare încredere în propria persoană și de asemenea poți să intri în contact cu o persoană dragă ție, cu un copil, cu persoana iubită, poți să negociezi ceva legat de o afacere, dar cu siguranță mulți scorpioni primiți tot felul de vești bune în ziua de joi, mai ales în a doua parte a zilei. Unii vă puteți revedea cu o fostă iubire sau cu o persoană dragă vouă, însă dacă ești un scorpion singur, ți-aș recomanda să fii puțin atent în jurul tău în preajma zilei de joi, pentru că sunt șanse ca cineva să apară în viața ta. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi, ce trebuie să cunoașteți, ce trebuie să știți. Asul de bâte, 10 de cupe, o speranță mare pe care o ai, o bucurie mare. E ceva legat de familia ta, e ceva legat de casa ta, poate să fie vorba despre o noutate plăcută din punct de vedere personal. 5 de monede, deci cineva abandonează, cineva pleacă, dar de asemenea văd aici și o oarecare problemă de sănătate a unei persoane. Poate chiar o lipsă de încredere. Marea preoteasă, păi totul e ascuns, dragi scorpioni, totul e ascuns. Sau e ceva ce tu ascunzi față de o persoană? Ceva ce tu ascunzi, ceva ce eviți să spui. Ascultă-ți foarte mult intuiția astăzi că te poate ajuta foarte, foarte mult. Da? Și lasă ideea asta că totul e perfect, că nu e așa. Pentru unii scorpioni, așa cum ziceam, poate să apară și o nouă iubire.
sau vă descoperiți o nouă pasiune. Zodia Săgetător. Pentru tine este o zi destul de intensă. Vezi că sunt zile aglomerate. Dacă nu ți-ai umplut deja agenda, te sfătuiesc să o faci, pentru că oricum vor fi. Și mai bine să fie umplută cu niște lucruri care ție îți plac. Pe de altă parte, undeva de dimineață ești prins cu niște activități legate de casă și de familie, însă undeva joi seara, cu siguranță ai niște chestiuni importante de rezolvat din trecut. Fie discutăm despre lucruri legate de sănătate, de rude, chestiuni legate de casă, poate chiar este ceva legat de un bărbat important din viața ta care în momentul de față trece printr-o perioadă ciudată și ți-aș recomanda și ție multă odihnă undeva joi seara, dacă se poate, dacă nu, măcar nu exagera în tot ceea ce ai de făcut, că nu ai energia necesară. Și este important să nu te lași provoca de tot felul de lucruri și la fel, partea asta cu intuiția e superbă. Uite, dacă vrei, joi seara e un moment bun de meditație, de rugăciune, dar din astea de curățare, nu, că a fost recent lună plină, suntem pe lună în descreștere, e perfect pentru așa ceva. Asta pentru cei care practicați așa ceva. Da? Cei care nu, uitați, o baie cu sare e superbă. Vă poate ajuta. Hai să vedem. Dragi săgetători, asta dacă nu sunteți luați pe sus de ceilalți, pentru că v-am zis, vă place, nu vă place, toată lumea vă ia de odihniți. Dar nu e într-un sens negativ, pentru că reușiți să rezolvați multe probleme deodată. Bun, deci a sărit singură cartea asta din pachet. Și pe neașteptate apare o responsabilitate astăzi. Judecata 8 de monede. De mult timp așteptai un verdict, așteptai un răspuns și uite că astăzi sunt șanse să apară. De asemenea, văd o zi în care te revezi cu un fost coleg de muncă sau cu o persoană dragă sufletului tău. Ceva se deblochează, ceva începe să funcționeze pentru tine, începând cu ziua de joi, iar apoi avem 10 de bâte. Deci aici este un moment în care te simți apăsat de ceva. Ai multe responsabilități pe cap. Este nevoie să le iei pe rând și este nevoie să mai ceri și ajutorul celorlalți. 6 de cupe. 6 de cupe înseamnă o bucurie pentru tine, o bucurie care vine din trecut, o conexiune cu un copil sau cu persoana iubită. Așa cum spuneam, este ceva din trecut. Poate este o situație pe care ai amânat-o sau poate să fie vorba despre o situație în privința căreia vei rămâne surprins. Nu? E ca și cum îți vin musafiri și tu trebuie să te pregătești. Zodia Capricorn. O zi în care ceilalți te ajută. Te ajută să-ți rezolvi tot felul de situații tensionate. Pe de altă parte, undeva în ziua de joi, chiar în noaptea aia de miercuri spre joi, este un moment foarte intens în care intri în contact cu niște rude, cu niște persoane dragi ție. Poate chiar îți vin niște idei geniale și undeva joi seara, uite, poți să ieși cu prietenii, cu persoana iubită. Dacă e să ieși în oraș, vezi că ai ocazia să te vezi cu o fostă iubire sau poate chiar pe internet vezi acolo o postare, ceva interesant de o fostă relație. Iar pentru alți capricorni, vedeți că este o zi bună să cunoașteți pe cineva, dar e posibil să fie o relație karmică acolo. Da? O relație karmică. De asemenea, dragi capricorni, vedeți că este o zi de joi extraordinar de bună pentru voi, în care intrați în contact cu foarte mulți oameni. Da? Deci aveți șanse să cunoașteți pe cineva, aveți șanse să primiți niște vești bune privind o afacere, privind copilul vostru. Poate, nu știu, copilul vostru vă dă o veste bună. Dar tare tind eu să cred că are legătură cu trecutul. Da? Trecutul. Te întâlnești cu niște prieteni din copilărie, nu știu, faci ceva. Interesant. Ok. Împărăteasa, luna. Femeile au un rol foarte important pentru tine în această zi, dar este și o zi cu foarte multă sensibilitate. O conexiune cu zodia Pești, Taur, Balanță. Femeie importantă. Cineva are un rol foarte profund aici.
10 de spade. E un final, e o închidere aici. 4 de spade. O zi bună pentru odihnă pentru tine. O zi bună să te relaxezi și este o veste pe care o primești și care te pune pe gânduri. Deci deja luna își face simțită prezența pentru toate zodiile și deja începe să întunece așa atmosfera. Cel puțin acum eu când filmez pe 1 noiembrie e cam întunecat afară. Da? Să sperăm că nu plouă toată luna noiembrie, să ne bucurăm și noi puțin de frunze, de soare, da? De natura asta care e atât de frumos podobită și e atât de frumos colorată și bogată. 5 de spade, ultima carte. Deci ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie și un oarecare compromis care apare, dar și un moment în care, nu știu, ții pauză și spui, uite, hai să vedem ce facem. Da? Hai să vedem ce facem. Ceva te pune pe gânduri. E ceva legat de o schimbare sau este ceva legat de un drum pentru unii dintre voi. O femeie de la drum, o persoană importantă. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi să știți că este o zi foarte interesantă. În primul rând, este o zi în care munca este importantă pentru voi, starea de sănătate și de dimineață, cu siguranță, fie vă treziți flămânzi, fie de dimineață începeți să vă dați seama că e cazul să fiți puțin mai atenți. Și de asemenea, undeva joi seara, este un moment în care ești bine cu șeful, ești bine cu partenerul de viață, poate cu un părinte. Deci cumva ești apreciat pentru ceea ce faci. Faptele tale sunt luate în considerare. Tot ceea ce tu faci este trecut la caiet. Tot ceea ce tu faci este scos în evidență. Te evidențiezi, te simți bine, e ok. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Hai să vedem, dragi vărsători. Justiția, 6 de bâte, o legătură cu zodia Balanță. E o bucurie aici care apare, o dreptate, o decizie care se ia, poate e ceva legat de acte, da, ce reușești să rezolvi. Partenerul tău, poftim, rezolvă ceva legat de acte. E o bucurie mică, nu știu, care apare aici. Marea Preoteasă. Apar niște secrete, dar este și un moment de tăcere, văd aici. Un moment de tăcere, te bucuri în tăcere, ești între două situații. Judecata, ai multe arcane majore, ceea ce înseamnă că este o zi puternică pentru tine. Aceste două cărți sunt simbolice pentru această zi. Dacă nu ai ascultat ce am zis la început, te invit să o faci. Da? Bun. În final văd aici că te revezi cu o persoană dragă ție. E o discuție așa intensă, cam ca o ședință, care bineînțeles te ajută să vezi lucrurile altfel. Soarele, o legătură cu un leu. Primești o dovadă, rezolvi ceva important. Dragi vărsători, ce faceți voi? Renunțați la ceva? E o hotărâre pe care fie o luați voi, fie o ia cineva din jurul vostru. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi este o zi bună de dragoste, e o zi bună pe copii, pe partea asta creativă, deci sunteți bine susținuți. De dimineață cu siguranță visați ceva sau vă treziți așa cu o maturitate diferită, vă treziți mai sigur pe voi și bineînțeles că undeva joi seara este un moment foarte, foarte bun pentru voi în care puteți să învățați lucruri noi, poate să fie o veste bună care apare din zona actelor sau chiar pe muncă și toți joi seara se pot rezolva tot felul de lucruri importante pentru tine. Niște discuții intense pe care le ai, poate cu o persoană cu autoritate asupra ta. Și dacă ești singur sau singură, ai ocazia să cunoști pe cineva. Pot fi niște discuții intense în relația cu partenerul care să te ajute să te lămurești în legătură cu o situație, de ce nu? Hai să vedem, dragi peștișori, ce faceți voi. Ce trebuie să știți pentru pești. Hai, dragi pești, să vedem ce trebuie voi să știți.
8 de bâte, 5 de cupe. Da, 8 de bâte, 5 de cupe. Ceva aici se mișcă foarte rapid pentru tine. De asemenea, este o zi în care în urma unor vești se pare că ești puțin trist aici sau ceva nu-ți place, ceva ți se pare ciudat. Pe de altă parte, e posibil să vină oameni către tine cu probleme și să-ți ceară ajutorul. E ceva care se închide foarte brusc. Este o decizie importantă care se ia. Regina de cupe. Și e cartea ta. Astăzi dai dovadă de blândețe, de iubire, de răbdare. Este o zi în care, uite, e senin, e liniște, e pace, vrei să stai tu cu tine, să te bucuri de tot ceea ce ai în jur. Și uite, vine cavalerul ăsta de bâte care vine parcă din alt regat pentru tine. Ăsta este tarotul royal, da? Cavalerul ăsta de bâte efectiv vine din alt regat. O multă pasiune văd, multă iubire, poate să fie și o întâlnire pasională. E ca și cum vă spuneți niște lucruri, nu vă convin, dar sunt chestii banale, deci nu-i neapărat să vă certați acum cu cineva. Pot fi și chestii de interpretare, adică omul ăla să nu spună nimic concret cu intenția de a te supăra, dar tu te-ai supărat. Și până la urmă, uite, văd că îți trece. Uite, o întâlnire cu un rege, de bâte, pasiune. Sau până la urmă îți dai seama că e cazul să te bucuri de viață, să te aventurezi și să nu mai pui la suflet toate chestiile astea care se petrec. Că Saturn acolo asta vrea, să nu mai puneți la suflet toate nimicurile care sunt în jurul vostru. Ia uite că sunteți blocați aici, pe muncă, pe... Dragi pești, da? Ia, valorificați-vă puțin că e cazul. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă. Și vă reamintesc de previziunile pentru noiembrie, previziunile pentru săptămâna asta, că mai avem evenimente, avem evenimente destule prin weekend cel puțin, cu surprize uriașe. De asemenea, vă invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI, momentan disponibilă doar pentru Android. Am introdus 3 funcții noi acolo, ai culoarea norocoasă pentru tine în ziua respectivă, numărul norocos din ziua respectivă și ai și încă un tip de citire, citire viitor. Acolo este cu un nou tarot, încă nu am reușit să-l scop pe piață, mai am de lucru la el. Momentan ai doar niște explicații așa în mare. Lucrez la asta în spate, dar vă dați seama că nu o să pun tot ce o să apară în cartea aia pe aplicație, că e mult, da? O să selectez și o să prelucrez informația doar pentru citirile respective. Deci dacă sunteți curioși să vedeți despre ce e vorba, vă invit cu drag acolo, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă în care să vă ascultați intuiția, da? Că e foarte, foarte importantă, repet, în luna noiembrie. Și ziua de joi să știți că e liniștită, că urmează ziua de vineri care e destul de ciudată. Vă îmbrățișez cu drag, o zi superbă!